Îi mulțumesc Domnului că sunt împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și vă aduc salutări sfinte din Biserica Elim din Timișoara, de acolo de unde vin, prin îndurarea Lui Dumnezeu. În această călătorie misionară pe care am făcut-o aici în, în America, eram undeva în, prin Idaho, când Duhul Lui Dumnezeu mi-a vorbit personal și mi-a spus că trebuie să mă întorc aici înapoi în Arizona și am zis că nu am înțeles în momentele de atunci era acum două săptămâni de zile nu am înțeles pentru ce trebuie să mă întorc aici pentru că slujisem în câteva din bisericile din uh, orașul acesta dar uh, mai târziu după ce m-am întors mi-am dat seama că trebuia să fiu și într-un loc unde am fost diz de dimineață la Biserica Eclesia și în biserica aceasta în seara aceasta pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și vrea să le vorbească la toți. Și prin aceasta Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele ca să arate că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat. Doresc să citesc câteva cuvinte de la Evrei, de la capitolul 11. Un cuvânt care vorbește despre credință. De la versetul 1 în jos, cuvântul Domnului spune astfel. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Amin. Domnul să ne mărească credința în seara aceasta. Vreau să vorbesc despre un Dumnezeu care înviază și morții, și astăzi, și pe cei care sunt morți din punct de vedere spiritual, și pe cei care sunt morți în trup. Dumnezeul nostru înviază astăzi morții. Dumnezeul nostru vindecă cancerul. Nu contează ce fel de cancer este, nu contează în ce stadiu este cancerul acesta, ci Dumnezeu m-a vindecat, dacă vreți, de două feluri de cancer, preobiților. Unul a fost cancerul păcatului de care am fost foarte bolnav și nimeni n-a putut să mă vindece niciodată, nici soția, nici prietenii, nimeni. Și cel de-al doilea cancer este cancerul acesta în trup care este boala secolului. Nimeni nu poate să vindece cancerul niciunde pe pământul acesta. Nici în China, nici în America, niciunde. Ci singurul care vindecă cancerul este Isus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Spuneam de multe ori că este un mare har să, fii, să provii dintr-o familie de oameni pocăiți, oameni credincioși, autentici, dacă vreți. Copiii aceștia care se înduși pe brațe de rugăciune la culcare seara, este un mare har din partea părinților că poate să își ducă copiii seara și copiii sunt din familii de pocăi, sau mai bine zis, este un mare har pentru copii că au părinții credincioși și seara sunt duși la culcare pe brațe de rugăciune. Mai apoi este un mare har că suntem toți în casa lui Dumnezeu și l-am cunoscut pe Isus Hristos. Este un mare har. Să știți că eu l-am cunoscut pe ultima sută de metri. Dacă vreți, asta este ultima sută de metri. Așa văd eu lucrurile. Când nu cunoșteam și nu știam nimic, el mi s-a descoperit și mie în cele de pe urmă ca unei stârpituri, așa cum spunea Apostolul Pavel, ca să fac parte și eu din poporul lui Dumnezeu și mă rog în fiecare zi să mă ajute să merg până la capăt. Să pot să ajung acolo sus în cerul, pentru că pentru asta m-am pocăit, nu să duc o viață mai bună pe pământ, și ca să pot să ajung în cerul, să fiu mântuit, să fiu o veșnicie cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci. Provin dintr-o familie de oameni care s-au născut și au spus că sunt creștini, ortodoxi. Și până în anul 2007 n-am știut ce înseamnă uh, Dumnezeu, uh, n-am știut ce înseamnă pocăința, n-am știut toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți din familie. Am fost în România sportiv de performanță și până în anul uh, 2007, la sfârșit, până când toate lucrurile au fost bune, am fost campion al României uh, cu acest four-wheeler, care aici în America este foarte popular, el a venit din America, în România, și în urma acestui, acestui sport, făcând acest sport de performanță, în anul 2007, la sfârșit, mă pregăteam să plec în, în deșertul Sahara. Surorile nu prea știu despre ce este vorba, se uită una la alta, se mai întreabă. Este vorba de acea motocicletă pe patru roți cu 4x4 care merge prin deșert peste tot și așa mai departe. Doresc să vă spun, preobiților, că atunci când era totul bine, la sfârșitul anului 2007, când eram bine, frumos, cu business mergeau bine, casă frumoasă, soție frumoasă, concedii frumoase de parte de România, când totul mergea foarte bine, dintr-o dată au început niște dureri la coloana vertebrală și la piciorul drept. Inițial am crezut că este vorba doar de o hernie de disc. Am făcut investigații în stânga, în dreapta, am fost în Ungaria, mi s-a făcut o biopsie pe coloană pentru că se vedea ceva suspicios acolo. Au spus că sunt sănătos și că nu am nimica. Tot anul 2008 am petrecut la pat, în chinuri groaznice. Și zi și noapte strigam în fiecare zi că nu mai pot. La sfârșitul anului 2008 am auzit de la cineva că dacă te duci la pocăiți, la adunare, acolo se întâmplă ceva și mă rog ca să se întâmple ceva în fiecare zi în adunările noastre. Când vin oamenii din afară și se roagă pocăiții, Dumnezeu să asculte rugăciunea și să-i vindece Dumnezeu. Ca să fie o convingere că în mijlocul pocăiților este Dumnezeu cu adevărat, nu doar la nivelul teoriei și că Dumnezeu face semne și minuni și atunci oamenii se întorc cu adevărat. Pentru că oamenii vor să-L vadă pe Dumnezeu, vor să auzi despre minunile lui Dumnezeu. Vreau să spun că m-am autoinvitat în anul 2009, luna ianuarie, la Elim, am auzit că este frumos acolo la biserică și după patru zile de evangelizare, când predicatorul a făcut chemarea la pocăință, am ridicat și eu o mână sus și când el a spus să ridice mâna sus cei care vor să se întoarcă la Dumnezeu, în ziua aceea, după cea de-a patra zi de evangelizare, dacă vreți, mi-am predat viața mea în mâna lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că la biserică m-am dus cu dureri. La biserică nu m-am dus pentru că am vrut eu de bună voie, pentru că am vrut eu să fiu mântuit, n-am știut ce înseamnă mântuirea, dar Dumnezeu cu metodele Lui speciale m-a condus la biserică și acolo după patru zile de evangelizare mi-am predat viața în mâna acestui Domn Iisus Hristos. Am alergat acasă plin de bucurie și când i-am spus soției că m-am pocăit, soția mi-a spus că o să rămân cu pocăiții și o să mă duc cu ei mai departe pentru că ea nu vrea să audă de așa ceva. A spus că vom divorța categoric pentru că ea nu vrea să audă de păcăință. Câțiva frați din biserică cu inimă bună s-au rugat. S-au rugat pentru mine. Și știți cum s-au rugat? Așa cum ne-am rugat pentru problemele noastre. Cred că unii dintre ei au și postit. Și soția, în zilele acelea, când era decisă să se despartă de mine, să divorțeze, s-a întors cu fața către mine și a zis, zice, M-am gândit mai bine în mintea mea. Să nu ne despărțim, totuși, pentru că David, băiețelul care n-avea încă un an de zile, este bine să crească cu tată și cu mamă și totuși este bine să rămânem împreună, dar niciodată nu o să vin la voi acolo la pocăiți, la adunare. Imediat a urmat botezul în apă, în 19 aprilie 2009. A spus că nu o să vină, dar era prezent acolo pe prima bancă și plângea în hohote. Știa clar în mintea ei: numai un Dumnezeu care nu se vede putea să schimbe un asemenea om care a fost un păgân toată viața lui și deși își spunea că este creștin ortodox cu gura, cu buzele, niciodată nu l-a avut pe Dumnezeu că el prin tot ceea ce făcea. Vreau să vă spun că ea era acolo și plângea pe banca aceea, pe prima bancă la Elim. După ce s-a terminat botezul mai departe, durerile au continuat și mai mult și mai mult. Cu dorelile acestea groaznice, am mers mai departe și eram așa îngrijorat de ce sunt dorelile acestea mari. M-am dus să-mi fac un film imediat după botez. Și când mi-am făcut filmul acesta, mă așteptam să-mi spună. Era la câteva luni de zile de la botezul în apă, mă așteptam să-mi spună că este doar o hernie de disc, că este ceva o problemă la oase. Dar în ziua aceea mi-au spus că este cancer pe jumătate de coloană vertebrală în jos. Și nu numai că era cancer pe jumătate de coloană vertebrală în jos, dar era extins aici în față, pe șoldul drept. Și de aici, din șoldul drept, lipseau câteva bucăți din os. Asta înseamnă că mâncase, mâncase din osul acesta, din creasta iliacă, numită în termeni medicali. Mai apoi a coborât pe toată zona inghinală dreaptă în jos, în mușchii din piciorul drept, pe peretele abdominal, în partea dreaptă, și pe fesa dreaptă. În ziua aceea când am văzut ceea ce mi-au spus acești medici. Am alergat acasă și acolo, într-o cămăruță, m-am închis în camera aceea și am plâns ca un copil mic. Și am făcut lui Dumnezeu o promisiune. Am zis, Doamne, dacă tu mă vei vindeca, pentru că știu că tu poți să vindeci astăzi orice fel de boală, îți fac o promisiune, toată viața mea o voi dedica în slujba ta. Pentru că, Doamne, nu sunt pregătit să plec în momentele acestea, nu sunt pregătit să mă despart de Mirela, de David, de copilașul meu, dar aștept de la tine un cuvânt cu privire la boala aceasta, pentru că Tu ești Dumnezeul care cunoști gândurile noastre. Amin? Fraților, mai vorbește Dumnezeu și astăzi? Să știți că cred din toată inima în lucrarea Duhului Sfânt și o iubesc din toată inima. Și cred din toată inima în darurile Duhului Sfânt pe care Dumnezeu le manifestă și astăzi acolo unde vrea El, binecuvântat să fie numele Domnului. În ziua aceea, când plângeam înaintea lui Dumnezeu, am spus așa, dacă tu îmi cunoști gândurile și știi boala despre care este problema aici în trupul meu, vreau să-mi vorbești la biserică. Mă duc astăzi la biserică pentru că este o zi de rugăciune, marți 4 august 2009. Și acolo în biserică vreau să trimiți pe cineva să-mi spună ceva referitor la boala aceasta. În ziua aceea, în loc să mă duc să consult un medic oncolog, am ales să mă duc să-l consult pe tatăl nostru din cer și să-l întreb pe el ce părere are el despre boala aceasta, ce cuvânt are el pentru mine. Prea în momentul când am intrat în biserică, pe partea stângă era așezată o soră care era proroc, un vas al Domnului. Când am trecut pe lângă ea, Domnul i-a spus așa prin Duhul Sfânt, îl vezi pe tânărul care tocmai a trecut pe lângă tine. Prin el o să-mi proslăvesc numele meu de Dumnezeu. La care sora aceasta îl întreabă pe Domnul și zice: Doamne, nu înțeleg ceea ce vrei să-mi spui. Și Domnul îi spune: O să-ți fac de cunoscut mai târziu. A început ora de rugăciune, s-au sfârșit mai târziu rugăciunile, și mai apoi sora aceasta vine la mine, țin acolo unde eram, în bancă, și îmi spune: Am avut un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru tine, tânărule. Și a zis Domnul: Așa, să nu crezi că mâna mea de Dumnezeu este prea scurtă ca să ajungă la tine și să-ți dea vindecare de plină. Ca semn căci gura Domnului ți-a vorbit. Iată că în vremea scurtă care stă în față, mă voi atinge de tine într-un mod miraculos și tu vei fi un martor viu al meu în zilele de pe urmă, zice Domnul, amin. Dumnezeul nostru vorbește și îl binecuvintez din toată inima mea că și astăzi mare proroci, mare văzător pe care îi folosește, așa cum găsește el de cuvință, slăvițe fie numele lui în vecii vecilor. Doresc prin tot ceea ce voi spune în continuare să înalți numele lui mai presus de orice nume, pentru că este un Dumnezeu minunat, plin de milă și de îndurare. Am plecat plin de bucurie de acolo, de la biserică. Că Dumnezeu -a vorbit vorbise atât de clar. Și după ceva timp, după ce am avut această înștiințare din partea lui Dumnezeu, aici, lângă șoldul drept, mi-a ieșit la suprafață un ganglion care avea mărimea aceasta 3-4 cm aproximativ. Cu ganglionul acesta am alergat la spital să vedem despre ce este vorba, deși bănuiam în mintea mea că poate să fie ceva din cauza acelei tumori. Ajungând la spitalul județean, acolo mi s-a făcut un ecograf și medicul a spus vină după două săptămâni că nu este nimic grav, pentru că el nu văzuse filmele pe care eu le-am făcut anterior. Dar după trei zile m-am reîntors din nou înapoi la acel medic și am spus că nu mai suport pentru că, preiubiților, un an și ceva, zi și noapte, am strigat de pe patul de suferință că nu mai pot. Zi și noapte am strigat în gura mare că nu mai pot. Este un mare har pentru noi că suntem sănătoși în seara aceasta. Este un mare har că ne mișcăm mâinile și picioarele. Și totul se datorează doar Lui. Pentru că noi nu merităm prea multe, dar El merită toată slava și cinstea binecuvântat să fie în numele Lui în vecii vecilor. Vreau să vă spun că m-am întors după trei zile înapoi la acest medic și am spus că nu mai suport durerile și că mi-a făcut din nou ecograful. A constatat el că același ganglion care era doar atâta de mic, cu trei zile în urmă, crescuse de opt ori. În trei zile s-a făcut cât un pum de mare. Și se manifesta aici, în zona aceasta inghinală și așa la suprafață cu dureri mari. Când a văzut el acest lucru, a zis, mâine dimineață și pe masa de operație, la ora șapte. Am fost operat de urgență și aici, în zona inghinală, când am fost deschis și operat, carnea în interior era de culoare maro închis. Carnea era putre de acolo în interior. N-a putut să facă mare lucru, a luat doar o probă din aceea pentru biopsie, să stabilească tipul de cancer. M-a închis la loc. Și după ce m-a închis la loc, m-au dus sus în, în salon și au chemat-o pe soția mea ca să îi spune următoarele lucruri. El nu are nicio șansă din punct de vedere medical. Dacă aș fi știut eu ca și profesor ce are în trupul lui, nu l-aș fi operat pentru nimic în lume. Dar acum este prea târziu. Putem să-i prelungim viața cu câteva medicamente citostatice, având în vedere că a fost un sportiv de performanță și stă bine fizic, deși era mai slab cu 14 kg, nu stăteam deloc bine și zicea acest profesor, putem să-i prelungim trei luni de zile, dar n-am ce să fac, este inoperabil. Și a pregătit-o pe soția mea și a spus că viața merge mai departe și că împreună cu copilașul trebuie să meargă așa cum poate înainte și că eu n-am nicio șansă. Mi-au dat trei luni de zile de viață. Și este o cântare în România, nu știu dacă dumneavoastră o mai țineți minte, poate frații mai în vârstă, spune acolo, când doctorii te dau acasă, eu completez mai departe ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos. Când doctorii te dau acasă, ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos, lăviți să fie numele Lui. Și noi știm să suntem conștienți că de aceste boli nu ne poate vindeca decât Cel care ne-a făcut binecuvântat să fie numele Lui. Am fost externat acasă cu diagnosticul acesta linfom malign, non-hotkinian, cu celule mari B, cu grad înalt de malignitate. Cancer limfatic în stadiu terminal. A fost externat acasă și a ieșit diagnosticul acesta. Pe patul de suferință, acolo acasă, cu 14 kg mai slab decât acum și galben la față, au venit oamenii din lumea aceea influentă din care făcusem parte să mă viziteze. Și pe patul de suferință, prea lor acolo mi-au pus o întrebare. Vrei să te trimitem la una dintre cele mai faimoase clinici din lume? Și asta mai exact în capitala Chinei, în Beijing. Dacă vei merge acolo, cu 80.000 de mii de dolari se rezolvă problema și o să fie acasă vidnecat. Mi-au spus ei că medicii acolo fac minuni. Și le-am spus că o să le dau răspuns într-o zi sau două. M-am dus la un cerc de rugăciune în casă, unde frații se strângeau de 17 ani. Și acolo lucrarea Duhului Sfânt era liberă și vasele lui Dumnezeu, prorocii văzători erau acolo, veneau în acea casă. Am zis, Doamne, mă duc cu gândul acesta să te întreb, este voia ta să mă duc sau nu este voia ta? Am intrat în casă acolo și la a doua rugăciune se ridică o soră și spune așa, du-te bărbatule, căci eu sunt cu tine, zice Domnul, dar doar dacă vei avea credință. Și am zis, Doamne, am credință, dar este mică, te rog, mărește mă Tu, eu vreau să merg cu Tine la acest drum. Am plecat plin de bucurie, pentru că gândul acela preobițului nu știa nimeni decât Dumnezeu din cer. Și Dumnezeu din cer a vorbit prin această soră și mi-a confirmat că trebuie să mă duc în China. Slăvit să fie numele Lui în veci. M-am întors acum către oamenii aceștia și le-am zis, vreau să plec în China. În prima săptămână au strâns o parte din bani și după aceea au zis, în timpul când vei sta acolo în spital în China, vom strânge o altă parte și mai apoi zice, totul va fi bine. În data de 27 septembrie 2009, proaspăt operat așa și slab cum eram, am plecat către China, o țară necunoscută de mine. M-am despărțit de soția mea, de copilașul meu în aeroport în Timișoara și plângea acolo cu, țin minte Mirela cu David în brațe, plângea și știa că niciodată nu o să ne mai vedem. Pentru că știa clar ceea ce a spus profesorul. Trei luni de zile maxim, în metastază nu se mai poate face nimica. Și mai ales că nu se putea opera nimica. Dar m-am întors către ea și am spus, Mirela, să nu uiți un lucru, chiar dacă tu nu vrei să te pocăiești. Dumnezeul cu care m-am împăcat în biserică la Elim este Dumnezeul care a vorbit și care va împlini cu da și amin. Slăvit să fie numele Domnului în veci de veci. Am plecat ajungând acolo în China, în spitalul mi-au făcut analizele din nou de la Ala Z să vadă dacă nu este o greșeală. Și mi-au reconfirmat medicii că este cancer linfatic în stadiu terminal. Mi-au spus așa, fac șase cicluri de chimioterapie. Îți va cădea părul, îți vor cădea sprâncenele, vei avea multe efecte secundare la organele interne și mai apoi poți chiar să și decedezi în urma chimioterapiei pentru că noi nu garantăm nimica. Semnează. Mi-au introdus un tub de plastic pe vena aceasta principală de la mâna stângă până la umăr și până la inimă. Și pe tubul acesta de plastic îmi injectau această chimioterapie. Se așteptau să vadă efectele secundare care aveau să se întâmple în urma chimioterapiei. Dar imediat după prima tură de chimioterapie, m-am trezit cu o poftă inexplicabilă de mâncare, ceea ce este imposibil pentru bolnavul de cancer în stadiu terminal. Am început să mănânc de patru ori pe zi și am început să mă îngraș jumătate de kilogram constant în fiecare zi pentru că eram foarte slab, până când am ajuns la ceea ce se vede acum. Dar în perioada de atunci, într-o perioadă foarte scurtă, și asta nu este nici puterea de sportiv de performanță, asta nu este nici puterea minții, așa cum spun chinezii, ci asta este puterea lui Isus Hristos din cer, binecuvântat să fie numele lui. La jumătatea tratamentului, au venit medicii la mine și au zis: Mai facem încă un film acum ca să vedem cum este tumoarea ta, dacă s-a întâmplat ceva cu ea. Și după ce mi-au făcut acest film, au venit cu rezultatul. Și mi-au spus așa, domnule, avem rezultatul filmului din primele zile de când ai venit în, din România în China. Și aici arată foarte clar tumoarea care este foarte masivă, pe jumătate de coloană vertebrală, osul care lipseau bucăți din el, mâncat aici tot. Și acum avem rezultatul filmului de ieri pe care l-am făcut. Și pe acest rezultat facem comparație între cele două filme, nu se vede nimica. Dumneavoastră vrem să vă declarăm în momentele acestea, sunteți vindecat, au spus medicii. Pentru că știți de ce sunteți vindecat, mi-au spus medicii de acolo, profesorii care erau atei și credeau într-un singur lucru, că Dumnezeul creștinilor nu există. Sunteți vindecat pentru că dumneavoastră aveți o minte puternică și gândiți pozitiv. V-am văzut noi în fiecare zi cum mergeți prin saloane pe aici, pe la colegii dumneavoastră de, de, de salon, pe la bolnav și încurajați cu cartea aceasta neagră sub braț, eu o cunosc din America pentru că am studiat acolo, a spus profesorul. Și dumneavoastră gândiți foarte pozitiv și cu puterea minții și cu medicamentele noastre de ultima generație v-ați autovindecat, au spus ei. Și le-am spus și lor și le spun la toți oamenii. Singurul și singurul și singurul, și singurul care face toate aceste lucruri este Isus Hristos. Fie că lucrează prin mâna medicilor până într-un anumit punct, fie că lucrează într-un mod miraculos binecuvântat să fie numele Lui. Au spus că nu poate să creadă așa ceva. Acolo, împreună cu ei, era prezent un asistent medical de 24 de ani care avea grijă de mine. Numele lui tradus în limba engleză este Frankie. Acest Frankie a spus de la început că tumoarea aceasta va dispare într-o bună zi. Și el când a auzit lucrurile acestea a zis de unde știa Cristi să-mi spună de la început ce se va întâmpla în viitor de la Duhul Sfânt care mai vorbește și astăzi. Slăvit să fie Domnul! Prea iubiților, Dumnezeu are și astăzi oameni de care se folosește și face semne și minuni. Slăvit să fie numele Lui în veci. Vreau să vă spun că Frinchi a mai spus ceva în mintea lui acest chinez ateu. Zice, Dumnezeul lui Crist este Dumnezeul adevărat. Pentru că numai el putea să facă așa ceva, pentru că oamenii cheltuie aici între 50.000 de dolari și 300.000 de dolari și nu se vindecă nici unul care este în stadiu terminal. Cu boala aceasta nu se poate decât prelungi viața puțin mai departe. Acolo, în camera de spital, când am rămas numai cu el seara, ne-l-am întrebat, Frankie, când te vei pocăi și tu?" Pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Biblia vorbește despre o zi care se numește astăzi. Și când m-am întors puțin cu spatele către el am simțit o mână care mi s-a pus pe umăr și îmi spune, Brother Cristi, din momentele acestea, zice el, îmi predau și eu viața în mâna acestui Domn Isus Hristos. Adică din ateu, nu mai sunt ateu de astăzi, cred în Isus Hristos al tău pentru că am văzut cu ochii mei că numai El putea să facă așa ceva și ne-am ridicat în picioare, l-am condus în acea rugăciune a păcătosului pentru că el vorbea foarte bine limba engleză, l-a primit pe Domnul în inima lui și din momentele acelea ateul a devenit pocăit, slăvit să fie numele Domnului. A doua zi am ajuns în biserica de casă, biserica subterană dacă vreți. Una dintre miile și miile de biserici de casă din China. Biserica ascunsă, biserica subterană. Acolo, într-un apartament cu două camere, la etajul 13, într-un bloc, ne așteptau frații cu brațele deschise și l-au primit pe Frenchi în mijlocul lor și au zis de astăzi înainte rămâi cu noi aici, îți dăm o Biblie în limba chineză ca să începi să citești cuvântul lui Dumnezeu, iar fratele Cristi poate să plece liniștit acum acasă. În seara aceea, după ce am plecat de acolo, m-a sunat soția din România și mi-a spus că a fost la un cer de rugăciune și a fost o altă înștiințare din partea lui Dumnezeu că Domnul mă va mai trece printr-o altă încercare și mai apoi mă va aduce cu bine acasă. Soția mea spunea că ea nu o să se pocăiască niciodată și spunea că niciodată nu vrea să audă de pocăiți și niciodată nu vrea să facă legământul acesta. Dar, prea iubiților, revin puțin la timpul când eram încă în România până să plec în China la tratament. A început să aibă niște dureri mari de tot la nivelul capului și m-am dus împreună cu ea să-și fac un film. Și, în urma filmului, au diagnosticat-o cu un început de tumoare benignă pe creier. Pentru că Dumnezeul nostru vrea ca și ea să vină la pocăință. Și mulțumesc din toată inima că Domnul a chemat-o și pe ea. Nu m-am bucurat de lucrul acesta, dar îi mulțumesc Domnului dacă aceasta a fost voia lui să ne întoarcem amândoi la Domnul, slăviți să fie numele lui în veci de veci. Soția spunea că niciodată nu o să se întoarcă și Dumnezeu a confirmat că dacă vrea el, ba se va întoarce. Pentru că el este tata și el ne-a făcut și a lui suntem slăviți să fie numele lui în veci de veci. În timpul când eram în China, s-a gândit bine, el nu se mai întoarce acasă. Sunt ferm convinsă că o să decedeze acolo în spitalul acela. Și acum a zis ea, ar fi bine să mă împac și eu cu Dumnezeul lui, pentru că am văzut la biserică cum se roagă biserica în unitate pentru el. Mai apoi sunt și eu bolnavă, rămân cu copilașul singură. Este bine să mă împac și eu cu acest Dumnezeu. Și s-a împăcat cu Dumnezeu în timpul când eram în China, a făcut un legământ în apă și astăzi este pocăită, slăvit să fie numele Domnului în veci. În seara aceea, când ea m-a sunat, avea cunoștință despre lucrarea Duhului Sfânt, pentru că mergea acolo la cercul de rugăciune în casă și Domnul i-a vorbit ei ca să-mi transmită mie mai departe spune-i soțului tău din țara aceea îndepărtată că o să-l mai trec printr-o încercare și mai apoi îl voi aduce cu bine acasă. Am stat și m-am gândit în mintea mea, prea iubiților. după ce am fost declarat vindecat, am mai făcut încă trei cicluri de chimioterapie. S-au cheltuit 80.000 de dolari. Era sfârșitul anului 2009. Și aceste trei cicluri de chimioterapie au făcut ca să nu mai recidiveze cancerul înapoi. Așa spuneau medicii. Pentru acestea au fost făcute. Îmi cumpărasem biletul de avion să vin acasă în 8 ianuarie 2010. Și în data de 6 ianuarie, cu două zile înainte să vină acasă în România, au venit medicii și au zis, mai facem încă un film ca să vedem cum este trupul tău, organismul tău. Dar ei știau clar că eu sunt vindecat și nu mai am nimica. Când mi-au spus aceste lucruri că trebuie să mai fac un film, am știut că acolo este încercarea. Pentru că Dumnezeu mă înștiințase. Dumnezeu știa că sunt slab. Și mă înștiințase dinainte pentru ca să nu cad din picioare, aș putea să spun, la vestea aceea foarte grea. În momentul când ei mi-au făcut filmele, mi-au adus rezultatele decât seara cu jumătate de oră înainte să plec la aeroport, mai exact în 8 ianuarie seara. Eram cu bagajele pregătite, tot, mă bucuram că vin acasă la marea familie, că vin la soția și la copilașul meu, la David, și vin și îmi spun așa, domnule Bogianu, ne pare foarte rău, dar cancerul dumneavoastră, tocmai a recidivat înapoi. Nu sunteți vindecat. Ne pare rău. Trebuie să mergeți acasă în România. Să faceți radioterapie din nou. Mai apoi, dacă mai strângeți din nou 80.000 de dolari, probabil, iar vă întoarceți în China la înapoi la tratament. Noi am făcut tot ceea ce am putut, dar dumneavoastră ați venit prea târziu. Am înțeles, preubiților că șederea mea în China n-a fost pentru vindecarea mea. Pentru că dacă Domnul ar fi vrut să mă vindece pe mine, N-ar mai recidiva niciun cancer înapoi. Și zice prin, prin Luca, spune, până și perii de pe cavă se numărați. Dacă Dumnezeu ne numără firele de păr din cap, nu știe de bolile care sunt și nu poate El să le prevină? Pentru că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Slăvit să fie numele Lui. Am înțeles, preobiților, că pentru un suflet m-a trimis 10.000 de kilometri de pentru că acest suflet să se întoarcă la Dumnezeu. Chiar dacă a fost greu cu cancer. dar fiecare om trebuie să plătească câteodată un preț. Și asta pentru ca Domnul să fie proslăvit în toate. Și el a ales așa, a găsit de cuvință ca eu să mă duc acolo în China. Am înțeles lucrurile acestea. Și mi-au spus medicii, așa, vă dăm 20 de cutii de medicamente speciale pe care le veți lua și le veți administra în România ca să nu se extindă boala. Faceți radioterapie și dacă mai strângeți bani, iar veniți înapoi în China la tratament. Am luat medicamentele acelea, le-am băgat în jantă. Și am zis așa, doamna doctor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu mai mă întorc niciodată în China la tratament. Pentru că mă bizuiesc 100% pe ceea ce mi-a spus Dumnezeul meu că mă va vindeca miraculos și cred din toată inima că atunci când mă voi duce acasă, Dumnezeu mă va vindeca. Acum nu vreau să vă spun reacția medicilor. Trecem puțin mai departe, m-am despărțit de ei, am plecat cu fratele Frenchi către aeroport și a doua zi ajungând în România, frații de la grupul de rugăciune, unde mă așteptau, au postit, s-au rugat pentru mine. Toți știau că sunt vindecat, pentru că de la jumătatea tratamentului am fost vindecat. Și de seara și până dimineața, nimeni n-a mai putut să afle care e cidivat acest cancer înapoi. Când am intrat acolo, după a doua rugăciune, fără să știe nimeni niciun detaliu despre mine, s-a ridicat o soră proroc și mi-a spus așa, într-o vedenie îmi arată Dumnezeu o bucată de tumoare în trupul tău. Și zice, am văzut o pereche de mâini albe care au luat umoarea și au înfășurat-o într-o bucată de pânză albă ca să nu se mai extindă. Am completat eu mai departe, ca să nu se mai extindă, pentru că Domnul știa foarte bine ce este acolo. Și zice, am auzit vocea Domnului care a zis, spune lui Cristi ca de astăzi înainte să meargă doar prin credința în Isus Hristos. Adică cum? Să las medicamentele toate, să pun medicamentele acolo pe un dulap, și să cred că cancerul acesta se topește? Prin credință, fraților. Cuvântul acesta vorbește despre credință. Și credința este o încredere neclintită în lucruri nedăjduite. Dumnezeu să ne ajute să avem credință. Pentru că toți vom avea încercări în viața noastră. Am pus medicamentele pe un dulap acolo. Și 5 luni de zile am mers doar prin credință, dar am zis, Doamne, ca semn că Tu ești cu mine, ca semn că Tu vrei să las medicamentele, arată-mă un semn pentru că vezi că mă simt foarte rău. Imunitatea era scăzută și din zilele acelea imunitatea a crescut. Imediat, în zilele următoare, treptat, treptat, dar repede, imunitatea a crescut. Părul care era ars de la chimioterapie era blond și sprâncenele erau blonde. S-au refăcut într-un timp foarte scurt la curoalea pe care o vedeți acum. Și asta nu poate să facă decât el. Isus Hristos binecuvântat să fie numele lui. Oasele care au fost mâncate de cancer aici, nu știu să vă spun dacă au crescut înainte sau au crescut după, dar știu clar, osul a crescut la loc, osul mâncat de cancer s-a refăcut în totalitate. Și astăzi nu mai există nici măcar o celulă canceroasă acolo. Pentru că Isus Hristos este Dumnezeul minunilor. Slăvit fie numele Lui în vecii vecilor. Vreau să ți spun că 5 luni de zile am mers prin credință, din 8 ianuarie 2010 până în 27 mai 2010. În timpul acestei am făcut invitații acestui frate Franchi. A zburat din China în România la Elim. A stat 10 zile acest chinez în, în biserica noastră. A cântat spre slava Domnului, a mărturisit spre slava Domnului și biserica a fost mult zidită pentru că Dumnezeu și astăzi își ridică mărturii vii. Că El nu s-a schimbat, și că el face și astăzi slăvit să fie Domnul. Mai departe, când au văzut cei din casa mea, că m-am întors rău de tot, din China, nevindecat, s-au cheltuit toți banii aceștia, dar banii, ați înțeles pentru ce s-au cheltuit? Pentru ca Frenchie să fie vindecat, pentru un singur suflet prea iubiților. Când m-am întors acasă și au văzut cei din casa mea că mă simt tot mai bine, s-a pocăit mama cu socrul meu, cu soacra mea, cu cumnatul meu, cu cumnata mea, și acum câteva, zi, acum câteva luni de zile, un văr de-al meu, care am vorbit într-o lucrare de misiune în Oltenia, a ajuns în Italia și s-a pocăit acolo. Acest este Dumnezeul care mântuiește mai întâi și mai apoi, dacă vrea, vindecă și trupul, pentru că toată puterea este a Lui slăvit să fie în numele Lui în vecii vecilor. Vreau să vă spun, prea bisilor, că cinci luni de zile au fost grele. Dumnezeu m-a pus la anumite probe, dar cu ajutorul Lui am trecut peste toate. În timpul acesta, în 27 mai 2010, cu trei zile înainte să împlinesc 33 de ani. Eram în biserică la Elim și am zis, Doamne, te rog, confirmă vindecarea. Simt că nu mai am nimica. Te rog, spune tu un cuvânt. M-am rugat, Doamne, ca semn să trimiți un proroc prin care să-mi vorbești că nu mai am nimic și că sunt vindecat să mă duc să-mi fac analizele. Dimineața m-am rugat și Dumnezeu nu mi-a trimis niciun proroc. Mai apoi m-am dus și seara la slujba de seară și Dumnezeu nu mi-a vorbit nici atunci. M-am gândit în mintea mea de copil, nou pe cale, așa de astfel cum sunt și acum, că Dumnezeu vorbește numai prin frații din Biserica Pentecostală. Și Dumnezeu m-a gândit eu în mintea mea care proroci numai în Biserica Pentecostală. Dar Dumnezeu în seara aceea prea mi-a dat o lecție mare mie și tuturor celor care ascultă această mărturie. Dumnezeul nostru are proroci în mai multe locuri și vorbește prin cine vrea El, unde vrea El și când vrea El. Seara, după adunare, m-au sunat niște frați din Biserica Baptistă Betel, numărul 1 din Timișoara. Și m-au chemat până la ei acasă, ca să stăm la o părtășie. Când am în pentru prima dată în viața mea, am auzit printr-unul dintre ei: Ascultă, bărbatule! Așa îți vorbește Domnul. De astăzi înainte, în asta am găsit plăcerea să te duci să strigi către toți oamenii, să le spui că Iisus Hristos te-a vindecat. După două zile m a dus și mi-am făcut analizele. O parte în Timișoara și o parte au fost trimise în Germania. Și toate analizele au ieșit ca și când niciodată n-aș fi avut nimica. Fără nici măcar o celulă canceroasă. Am înțeles prea iubiților că Dumnezeu, că Duhul Sfânt este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt acolo unde vrea El. Am înțeles că Dumnezeu i-a botezat pe acești doi frățiori cu Duhul Sfânt și la unul i-a arătat vedenie și la celălalt i-a dat dar de prorocie. Și ceea ce a vorbit Dumnezeu prin acest frate din Biserica Baptistă s-a împlinit cu da și amin, slăvit să fie numele lui în veci. Mi-a dat două aripi din momentele acelea. Una se numește credința și cealaltă se numește dragostea. Și cu aceste două aripi m-a învățat ca să zbor peste gardurile pe care oamenii le-au pus între ei. Și de atunci s-a format un grup de misiune format din Biserica Pentecostală cu Biserica Baptistă. Oameni botezați cu Duhul Sfânt, cu darul din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că ca și tineri nu putem să trăim fără lucrarea Duhului Sfânt. O iubim din toată inima. Și ne rugăm în fiecare zi și dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, stăruim în fiecare zi ca Domnul să ne umple și cu darurile Duhului Sfânt. Nu să le ținem pentru noi și să facem bani cu ele, ci să le folosim pentru slava lui Dumnezeu în biserici, acolo unde Dumnezeu vrea să manifeste darurile. Slăvit să fie numele Lui în vești. De atunci sunt 27 mai 2010, este ceva timp, suntem în anul 2014. Și astăzi vreau să vă spun ceva, Vreau să înalți numele lui mai presus de orice nume, pentru că prin mila și îndurarea lui stau în picioare. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea astăzi, coroanele ar fi fost uscate la cimitir. Dar Dumnezeu, dintr-un sportiv de performanță, astăzi m-a făcut un sportiv de performanță pentru el, pentru Evanghelia aceasta, ca să alerg necontenit, neîncetat să alerg și să spun tuturor oamenilor, indiferent de denominațiune, oriunde, și la frații baptiști, la adventiști, am fost și peste tot, unde m-au chemat oamenii și m-au primit și nu m-au dat afară. Acolo la toți le-am spus despre Dumnezeul acesta care nu s-a schimbat și nu se va schimba. Evrei 13,8 zice Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să ne mărească tuturor credința și prin toate câte au fost spuse, credința noastră să fie mărită, prea iubiților. În încheiere vreau să vă spun că am înregistrat această mărturie pe un cd la un post de radio și am pus pe acest cd mărturia aceasta și am scris foarte clar pe acest cd -ul. Încurajăm multiplicarea acestui cd ca să se poată da mai departe, ca Domnul Iisus Hristos să-și prostăvească numele am adus câteva cu noi și în biserica dumneavoastră. Ele nu au un preț, pentru că în România, așa cum putem să susținem lucrarea la oamenii nemântuiți, la oamenii care sunt bolnavi, la frați, la surori, pe patul de suferință, le dăm în numele Domnului. Ele nu au un preț. Dumneavoastră, dacă vreți, puteți să luați un cd și să faceți așa cum Domnul vă va pune pe inimă și Dumnezeu să vă binecuvinteze în veci. Amin.